astăzi vin să-mi plec genunchii. Înaintea iesei tale, copilași din altă lume, obosit de frig și cale, copilași din altă lume, obosit de frig și cale. Îmi plec inima și fața, copilași din zare albastră, și mă-nchin cu umilință, călător prin lumea noastră, și mă-nchin cu umilință, călător prin lumea noastră. Nu aspirnă ca și și nici aur, lacrimile pocăinței, îmi sunt singurul tezaur. Lacrimile pocăinței, îmi sunt singurul tezaur. Ți-le aduc acum înainte, cu sfială și rușine, copilași venit din cerul, să porți crucea pentru mine, copilași venit cerul, să porți crucea pentru mine. Love has come to walk on water, turn the water into wine, touch the leper, bless the children, love the woman and divine. Praise the wisdom of the Father, who has spoken through His Son. Speaking still, He calls us to the glorious impossible. Was bruised for our transgressions, and He bears eternal scars. He was raised for our salvation, and His righteousness is ours. Praise, oh praise Him, praise the glory of this lavish grace so full. Lift your souls now and receive the
Mă bucur să fiu din nou împreună cu voi, de data aceasta, cu aproape în formație completă, cu familia, cu Liz, soția mea, și cu pe Margareta și Eduard, îi cunoașteți deja. Și ceea ce îmi propun este să parcurgem mai departe întâlnirile noastre cu oamenii Noului Testament, cu apostolii care au scris Noul Testament. La un moment dat sugeram că cea mai bună înțelegere a Noului Testament este atunci când asculți la vocea fiecărui autor în parte, să distingi timbrul lui Iacov,
să distingi tonul lui Pavel, să-l auzi și pe Petru, să-l auzi și pe Ioan. Ei toți au avut un har deosebit să se întâlnească cu Dumnezeu în trup. Și ceea ce ne lasă ei pe paginile Noului Testament nu este altceva decât experiența aceasta unică pe care au avut-o, filtrat acum prin tot ceea ce Dumnezeu a pus în ei. Deci, cu Pavel cel bătrân ne-am întâlnit. Cândva în viitor o să-l vizităm și pe Pavel cel tânăr, să vedeți diferența dintre ei. Dar următorul pe care vi-l propun și vi-l supun atenție este un om ca nimeni altul. Un om ca nimeni altul pentru că este foarte posibil că a fost cel mai bun prieten al lui Iisus Hristos. Deci, acest om cu care o să ne întâlnim astăzi în efortul nostru de imaginație este și a căpătat de-a lungul vieții sale și de-a lungul istoriei bisericii această distincție specială, a fost cel mai bun prieten al lui Iisus Hristos. Cel cu care Iisus, Dumnezeu întrupat, cel la care Hristosul întrupat s-a relaționat cel mai bine, cel mai deschis, cel mai apropiat. Au discutat poate între ei lucruri pe care nimeni altcineva nu le-a auzit. La un moment dat chiar și Petru își dă seama de această relație specială și îl roagă să-l tragă puțin mai tare de limbă pe Iisus, să le spună mai multe. Deci cu un astfel de om ne întâlnim astăzi. El însă nu mai este tinerelul care era la vârsta 15 ani, 14, 15, 16 ani când s-a întâlnit cu Iisus, când Iisus l-a luat de mână, i-a făcut chemarea să vină după el. Nu suntem acum în fața unui bătrân Ioan, cu siguranță cu plete albe, cu ochii semideschiși, cu glasul stins. Mai este o distincție specială pe care el o are. A rămas ultimul în viață dintre toți prietenii lui Iisus Hristos. Dintre cei mai apropiați prieteni și colaboratori al lui Iisus Hristos, acest Ioan este ultimul care a rămas în viață. Este poate pe la 80 de ani, 90 de ani când scrie ceea ce o să auzim și dorința lui este să ne reamintească de acest har deosebit pe care Dumnezeu l-a făcut lor. Unui pumn de oameni, 12 la număr. Har atât de mare încât nimeni până la el, până la ei, nimeni după ei n-a mai avut acest har. O să-l auzim cum îl descrie el. Până atunci însă vreau doar să ne amintim că deja creștinismul nu mai este la faza aceea de dinamism de la început, de efervescență în care toate lucrurile erau bune, totul mergea bine. Nu, creștinismul are deja vreo 60-70 de ani. În 60-70 de ani se întâmplă multe lucruri. Ascultați-l pe acesta. Ei au ieșit din mijlocul nostru, căci nu erau dintre ai noștri,
căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi. Adică, iată că deja nu suntem nici la 100 de ani. Voi aveți 100 de întâlniri, mai aveți puțin pe la 100 de ani. Iată că nu avem nici 100 de ani de creștinism și deja pe paginile scrierilor acestor oameni găsim un fenomen interesant. Ei au ieșit din mijlocul nostru, căci nu erau dintre noi. Căci dacă ar fi fost dintre noi, n-ar fi ieșit. Adică iată că deja apar fisuri în comunitățile creștine. Se despart, se rup. Și nu numai, ne spune Ioan, nu numai au ieșit din mijlocul nostru, dar acum caută să vă rătăcească. Adică au ieșit, au plecat, s-au rupt și acum vin înapoi pe ușa din dos să vă rupă și pe voi de noi. În aceste momente îl găsim pe Ioan când scrie ceea ce poate este una dintre ultimile scrieri ale Noului Testament, dacă ar fi să le punem în ordine cronologică. Ce era la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit, ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, căci viața ne-a fost arătată și noi am văzut-o. Și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tată și care ne-a fost arătată. Deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria noastră să fie deplină. Dați-mi voie să apăs pe butonul de pauză momentan, că acest prolog de 4 versete este unul dintre pasajele cele mai mărețe din Scriptură. Observați ce încearcă Ioan să facă. El nu ne vorbește despre niște legende, despre niște mituri. Ne vorbește despre o experiență reală, despre niște cuvinte pe care le-a auzit, despre niște peisaje pe care le-a văzut, persoane pe care le-a văzut, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, nu cu ochii altcuiva. Noi am auzit, noi am văzut cu ochii noștri. Ba mai mult, acel cuvânt a privi are sensul de a examina, adică nu numai vezi, dar te duci în colțul camerei și privești îndelung, examinezi. Nu vrei să te lași dus, nu vrei să te lași mințit, poate-i vreo scamatorie. Poate e vreun truc. Nu. Vreau să mă conving. Nu numai aud, nu doar văd. Acum privesc cu cea mai mare atenție. Și în cazul în care oamenii cred că ar fi vorba de o halucinație, de o fantomă, am pus mâna pe el. L-am atins. Și în cazul în care n-am auzit prima dată bine aceste lucruri, Ioan le repetă. Deci, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă. Iată harul care a fost făcut acestor oameni. Ca niciunui din noi, ca niciunui om înainte de ei și după ei, ei au văzut, au auzit, au examinat, au atins viața.
Și acum Ioan are, poate, misiunea cea mai înaltă. Acest har care le-a fost dat lor, această experiență deosebită pe care ei au avut-o, ei nu pot să o țină pentru ei. N-au voie, nu pot. Au văzut ceva ce nu poate rămâne nespus. Au auzit ceva ce trebuie trâmbițat în toată lumea. Și de fapt, de aceea ne și scrie. Voi, spune Ioan cititorilor lui, voi n-ați avut experiența pe care am avut-o noi, dar eu stau cu o mână întinsă să vă chem la aceeași experiență pe care am avut-o noi. Da, Dumnezeu ne-a dat-o doar nouă celor 12, acum rămași 11, acum rămași eu singur, Ioan. Vreau să vă invit și pe voi la același gen de experiență pe care l-am avut noi. Da, voi nu o să-l mai vedeți, nu o să-l auziți, nu o să-l puteți atinge, să-l pipăiți, să vedeți dacă-i carne și os sau îi doar o idee, nu. Voi nu mai noi suntem martorii. Dar noi nu putem ține acest lucru pentru noi, așa că vă invităm. Și dacă aveți 1 Ioan deschis în fața voastră, poate ați sesizat faptul că am făcut o mică alterare în textul pe care l-am citit. Deci Ioan 1 cu 4 ne spune așa, vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria, și în textul fratelui Cornilescu este pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Ei, aici va trebui să-mi îngăduiți puțină paranteză tehnică. Specialitatea mea este lucrul cu manuscrisele Noului Testament. Așa cum știți, Noul Testament, originalul nu s-a păstrat. S-a pierdut. Și poate bine este că s-a pierdut, că altfel ne băteam pentru ei și ucideam și curgeam mult sânge. Cine să aibă aceste manuscrise? Deci Dumnezeu în înțelepciunea lui, ca și trupul lui Moise, doar Domnul știe unde este. Așa și cu Noul Testament. Nu știm unde este originalul. S-a pierdut. Dar avem copii după copii, după copii, după copii. Avem aproape 6.000 de texte ale Noului Testament, fie fragment, fie întreaga colecție de cărți a Noului Testament, pe baza cărora putem reconstitui Noul Testament, originalul. Ei, din când în când apar manuscrise noi, manuscrise despre care fratele Cornilescu, de exemplu, nu știu. Când a fost tradusă Biblia în 1921. Dar în acești aproape 100 de ani au apărut câteva manuscrise noi. Și cu cât manuscrisul este mai vechi, cu atât este mai aproape de original. Așa că va trebui să mă luați aici pe cuvânt, să mă credeți pe cuvânt. Simplul fapt că majoritatea manuscriselor vechi, bune, în loc să scrie și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină, acolo în aceste manuscrise nu este voastră, ci este, așa cum am spus eu, noastră. Diferența de o literă. Voastră, noastră, exact ca și în limba greacă, o diferență de o literă. Dar observați ce diferență colosală are această literă. Și vă provoc să îmi găsiți un verset în toată Scriptura mai grozav decât acesta. Iată ce spune Ioan. Vă scriem aceste lucruri, ceea ce am scris în primele 3 versete și ceea ce urmează să vă spun,
Vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria noastră să fie deplină. Ce ne spui, Ioane? Iată ce vă spun. Vreau ca prin invitația mea pe care vă dau ca să veniți la părtășie cu Tatăl și cu Fiul, vreau ca în sfârșit noi, apostolii, să avem de bucuria deplină. Vă dați seama ce spune Ioan? Ioan a fost în prezența lui Iisus Hristos și nu a avut bucuria deplină. L-a văzut, l-a auzit, l-a atins, l-a privit, l-a examinat și totuși încă bucuria lui nu a fost deplină. A avut și are părtășie cu Tatăl și cu Fiul și totuși bucuria asta încă nu este deplină. Cum poate, Ioane, bucuria aceasta să fie deplină? Iată cum. Vă invit și pe voi la părtășie cu Tatăl. Când voi acceptați această părtășie, atunci bucuria noastră e deplină. Nu atunci când am fost cu... Da, ne-am bucurat, sigur că ne-am bucurat, dar bucuria noastră deplină este când voi primiți această invitație, când voi veniți la părtășia pe care am, când voi sunteți dispuși să aveți exact aceeași experiență pe care am avut-o noi. Iată de ce Ioan ne scrie. Nu vrea să țină această experiență pentru el. Vrea să o dea și altora. Dar chiar mai mult decât asta, vrea să ajungă la bucurie deplină. Vrea ca prin răspunsul tău la această invitație, ei care au trăit cu el, ei care sunt în părtășie și cu el și cu Tatăl, în sfârșit să ajungă la bucuria deplină. Fără asta, ei nu au bucuria deplină. Ei, în calea acestei părtășii cu Tatăl sau în calea acestei invitații de a primi părtășia cu Tatăl și cu Fiul, există două piedici mari. Și Ioan, în toată cartea lui, se ocupă de aceste două piedici. De fapt, sunt mult mai multe piedici, dar în mod special Ioan se ocupă de două piedici majore care stau în calea celui ce vrea să se întâlnească cu Tatăl și cu Fiul. În calea celui ce vrea să primească părtășia cu Tatăl și cu Fiul. Interesant că Ioan le subsumează pe aceste două piedici în spatele a două atribute ale lui Dumnezeu. Primul este în capitolul 1, versetul 5 și 6, Dumnezeu este lumină. Și al doilea este în capitolul 4, Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu este mult mai multe decât lumină, mult mai multe decât dragoste. Ne spune chiar Ioan, este drept, este neprihănit, este viață veșnică și așa mai departe. Dar în această formă, Dumnezeu este cu tare și cu tare lucru. Ioan are doar aceste două afirmații. Dumnezeu este lumină, capitolul 1, Dumnezeu este dragoste, capitolul 4. Și acum, așa cum am spus, în spatele acestui adevăr mare se ascund cele două piedici care ne stau în calea părtășiei cu Tatăl și cu Fiul. Sau dacă ar fi să ne uităm invers la această afirmație, dacă vrei să ai părtășie cu Tatăl și cu Fiul, trebuie să înțelegi ce înseamnă că Dumnezeu este lumină. Trebuie să înțelegi ce înseamnă că Dumnezeu este dragoste. Prima parte este dezvoltată de Ioan până pe la mijlocul capitolului 3. Cu asta o să ne ocupăm astăzi și iată că mă auto-invit pentru partea a doua. Că așa e,
Da. Da. Deci partea a doua, partea a doua, Dumnezeu este dragoste, trebuie să o lăsăm pe altă dată. Este suficient una din ele dacă vrem să o înțelegem bine, așa cum Ioan o face. Deci, ne ocupăm de faptul că Dumnezeu este lumină și vrem să vedem care este piedica pe care Ioan încearcă să o dea la o parte atunci când o persoană primește invitația la părtășie cu tatăl și cu fiul și ce să facă cu ea. Vestea pe care am auzit-o de la el și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în el nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu el și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum el însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curăță de orice păcat. Dacă zicem că n-avem păcat, îl facem mincinos, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și adevărul și cuvântul lui nu este în noi. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Prin aceasta știm că îl cunoaștem, dacă păzim poruncile lui. Cine zice, îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos. Și adevăr, cuvântul lui nu este în el. Dar cine păzește poruncile lui, în el dragostea de Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că rămânem în el. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Prea iubiților, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche pe care ați auzit-o de la început. Și porunca aceasta veche este cuvântul pe care l-ați auzit. Totuși, vă scriu o poruncă nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la el, cât și cu privire la voi, căci întunericul se risipește și lumina adevărată și răsare. Dar cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său, este în întuneric până acum. Dar cine iubește pe fratele său, rămâne în lumină. Și în el nu este prilej de potignire. Dar cine urăște pe fratele său este în întuneric, unul umblă în întuneric și nu știe încotro merge pentru că întunericul i-a orbit ochii. Vă scriu, copilașilor, pentru că păcatele vă sunt iertate pentru numele lui. Vă scriu părinților, fiindcă ați cunoscut pe cel ce este de la început. Vă scriu tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. V-am scris, copilașilor, pentru că ați cunoscut pe el. V-am scris, părinților, pentru că ați cunoscut pe cel ce este de la început. V-am scris, tinerilor, pentru că sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ceea ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci este din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viac. Copilașilor, este ceasul cel de pe urmă. Și după cum ați auzit că are să vină anticristul, să știți că deja s-au ridicat mulți anticriști. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Ei au ieșit din mijlocul nostru, căci nu erau dintre ai noștri. Căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi. Ci au ieșit tocmai ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri. Dar voi
ați primit ungerea din partea celui Sfânt și știți orice lucru. V-am scris, nu pentru că n-ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoașteți și știți că nicio minciună nu vine din adevăr. Cine este mincinosul dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristosul? Acela este anticristul care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Cine tăgăduiește pe Fiul n-are pe Tatăl. Cine mărturisește pe Fiul are și pe Tatăl. Ce ați auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce ați auzit de la început, și voi veți rămâne în Fiul și în Tatăl. Și promisiunea Lui, făgăduința Lui este aceasta, viață veșnică. V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească. Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva, ci după cum ungerea Lui vă învață toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în El cum v-a învățat ea. Și acum, copilașilor, rămâneți în El. Pentru că atunci când se va arăta, să avem îndrăzneală la El și la venirea Lui, să nu rămânem de rușine și depărtați de El. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște încă, pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Preobiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este El. Oricine are nădejdea aceasta în El se curăță după cum El este curat. Oricine face păcat face și fără de lege și păcatul este fără de lege. El s-a arătat ca să ia păcatele și în El nu este păcat. Oricine rămâne în El nu păcătuiește. Oricine păcătuiește nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Dacă trăiți în neprihănire, cel ce trăiește în neprihănire este neprihănit după cum El însuși este neprihănit. Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Cine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcădui. Pentru că este născut din Dumnezeu. Pauză. Că aici întoarce Ioan la cealaltă filă. Dumnezeu este dragoste. Dar nu mergem acolo acum. Mergem înapoi la aceste 40-45 de versete. Să le despachetăm puțin. Vă reamintesc contextul. Ioan ne cheamă la părtășie cu Tatăl și cu Fiul și ne spune că în calea acestei părtășii există două mari pericole. Unul dintre ele este ceea ce ați auzit repetat în aceste versete. Păcat fără de lege, păcat fără de lege. Trăire în păcat, trăire în fără de lege. Ca să rezolvi această piedică pe care o vedem toți în fața noastră, este esențial să știi că Dumnezeu e lumină. Așa discută Ioan problema păcatului, problema acelei piedici mari care stă în calea părtășiei cu Dumnezeu. Ca să o înțelegi, trebuie să înțelegi ce înseamnă că Dumnezeu este lumină. Cu siguranță, când Ioan spune Dumnezeu este lumină, nu se referea la ceea ce poate fizicienii și oamenii de știință se referă azi, la acest fenomen de unde electromagnetice, la fotoni, la fenomenul fizic. Nu, Ioan scria ca un evreu. Evreii, chiar dacă ei ne-au spus cum e lumina, că Einstein, evreu a fost și el. Și mulți alții care ne-au clarificat. Dar pentru că erau evrei din secolul I, ei vorbesc despre Dumnezeu ca lumină, nu în sensul unui fenomen fizic, ci în sensul unui
fenomen moral, etic. Lumina este opusă întunericului. Cum e asta? La fel cum viața este opusă morții. La fel cum adevărul este opus minciunii. La fel cum dragostea este opusă urei. Tot așa, lumina are o calitate morală. Asta îl interesează pe Ioan. Nu-l interesează că e undră electromagnetică, nu-l interesează ce energie poartă, nu-l interesează impactul fotonilor, nu asta îl interesează. Îl interesează faptul că lumina are această unică calitate de a arăta esența morală a lumii. Arăta unde e întuneric, păcat, moarte, ură, sau arăta unde este viață, adevăr, dragoste. Așa înțelegem că Dumnezeu este lumină. E acum, în calea acestei părtășii cu Dumnezeu, stă păcatul. Pentru că Ioan îl folosește atât de des, ar putea fi dezvoltat, despachetat acest cuvânt și acest fenomen în foarte multe feluri. Eu doar vreau să mă leg de unul singur dintre ele și vă las să căutați voi pe altele din 1 Ioan. Observați o ambiguitate, un paradox, ai putea spune, în Ioan. Acum o să vă rog să deschideți epistola ca să vedeți și voi ce scrie Ioan negru pe alb. Observați care este paradoxul. În capitolul 1 Ioan vorbește despre păcat, de faptul că dacă spui că ești în lumină, dar tu păcătuiești, ești un mincinos. Dar dacă spui că nu păcătuiești, iar ești mincinos. Pentru că toți păcătuim. Ba mai mult spune, dacă spui că n-ai păcătuit, îl faci mincinos pe Dumnezeu. De fapt, în 2 cu 1 ne spune, de aceea vă și scriu. Vă scriu ca să nu păcătuiți, dar dacă păcătuiți, vă dau o soluție. Iată ce să faceți. Deci în capitolul 1, este clar că Ioan vorbește despre această posibilitate ca creștinul să păcătuiască. Dar ajunge în capitolul 3, capitolul în care m-am oprit, și acolo dai de paradox. Ascultați încă o dată ce spune Ioan. Oricine rămâne în el nu păcătuiește. Oricine păcătuiește nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Observați versetul 9. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Nu numai că nu păcătuiește, nu poate păcătui. Ah, Ioane, ce faci cu noi? Adică în capitolul 1 ne spui că nu numai că putem păcătui, dar dacă credem că nu putem păcătui, ne înșelăm singuri. Adică nu există perfecțiune. De cealaltă parte, în capitolul 3 îți spune, dacă păcătuiești, e clar că nu ești din Dumnezeu. În alte cuvinte, cine este născut din Dumnezeu nu numai că nu păcătuiește, dar nu poate păcătui. No, cum să le împăcăm pe astea? 2-3 soluții sugerate de teologi, cu niciuna nu-s de acord cu ele. Cu niciuna din ele nu-s de acord. Una din ele este cea mai hazlie, Ioan. Ioan e bătrân, e puțin senil și uita ce scrie în capitolul 1 când scrie capitolul 3. Sau când scrie capitolul 1 nu știe exact ce o să scrie în capitolul 3. Hai să fim îngăduitori cu el, are 90 de ani. Puțin... Nu-i tot,
nu-i tot, nu-i mai ca Ioan la tine. Deci, iată cum împacă unii teologi această soluție. Ioan nu mai știe ce zice. Și atunci este normal ca în capitolul 1, ce spune în capitolul 3, să se contrazică cu ce spune capitolul 3, 1 și 3. Cred că nu veți fi de acord cu această rezolvare. Eu nu o propun, nu vă propun. O altă rezolvare este puțin mai interesantă și mult mai greu de rezolvat. Este acea alunecare în panta perfecționismului. Deplin justificate de capitolul 3. Cei care spun, dacă sunt creștin, eu nu mai pot păcătui pentru că așa îmi spune Scriptura. Cel născut din Dumnezeu nu păcătuiește și nu numai că nu păcătuiește, dar nu poate păcătui. Deci sunt cei care optează pentru latura perfecționismului. Când făceam practica pastorală în urmă cu 20 de ani la Deva, la biserica din Deva, era un astfel de grup. Un astfel de grup care era condus de un tânăr, 30 de ani, care știa foarte bine Biblia și care a spus pe baza cuvântului lui Dumnezeu că el și ei nu mai păcătuiesc. Ei sunt născuți din nou și cel născut din nou nu numai că nu păcătuiește, dar nu poate să păcătuiască. Ei erau cei sfinți, alunecarea în perfecționism. Până la urmă au ieșit din biserică, s-au rupt de noi păcătoși și nu cred, lucrarea lor a murit în timp, a murit în timp. De fapt, Spurgeon, marele predicator britanic, a spus că de-abia aștepta să întâlnească un astfel de perfecționist ca să-i verse puțină cafea pe costum, să vadă cât de perfect e, să-i vadă reacția lui de om perfect. Aș fi vrut să fac asta, dar era imediat după Revoluție și nu știi ce făceau românii, ce ar fi făcut românii. Dar oricum, asta este o soluție, alunecarea în perfecționism. Păi, dacă cuvântul spune, Ioan spune că nu numai că nu păcătuiești, deci nu poți păcătui, înseamnă că ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. De cealaltă parte, la fel de periculoasă este alunecarea înspre cealaltă direcție. Cei care spun, Ioan ne spune că putem păcătui, că nu este nimeni perfect. Atunci măcar să o facem așa, ca profesioniștii. Să o facem fără rezerve. Să o facem cu toată inima, că perfecți nu suntem și nici nu putem să ajungem la perfecțiune. Hai măcar să păcătuim așa, să ținem minte. Nici alunecarea asta la altă, înspre o viață de libertinaj necontrolată de cuvântul lui Dumnezeu, nici asta nu este o soluție. Care să fie soluția? Păi dați-mi voie în două, trei, poate nu minute, dar două, trei paragrafe, să încerc să rezolv această chestiune, această dilemă, acest paradox. Și aici din nou va trebui să mă credeți puțin pe cuvânt, că voi apela pentru foarte puțin timp la un detaliu tehnic al textului. Cu siguranță rețineți că Noul Testament a fost scris în limba greacă și în limba greacă se poate face diferență între a păcătui și a păcătui. Asta nu ajută prea mult. Dar vă dau un alt exemplu. Da? În limba greacă se poate face diferență între numai puțin. A bate la ușă nu răspuns nimeni. Și a bate la ușă. Adică există o diferență la nivel gramatical între a păcătui
ocazional, accidental? Și ceea ce Ioan spune, a trăi în păcat. A trăi în păcat. A păcătui și a trăi în păcat. Vă dau un exemplu din viața mea de studenție. Stăteam la familia Carțiș, în gazdă. Livia nu lucra pentru că era în pensie de boală. Nelu Carțiș, nici el nu lucra, că era în pensie de boală. Aveau o casă imaculată. Deci nu găseai fir de praf, nu găseai farfurie nealiniată, nu găseai covor puțin. Era perfecțiune. Camera mea însă, camera mea nu știai dacă are covor sau doar parchet, că erau două rânduri de haine pe. Mai intra Livia din când în când și se lua de păr când vedea ce la mine în cameră. Da? Iată ce se întâmplă. Dacă venea cineva la ei în vizită, vineri seara, se bucureau de vizita prietenilor lor și cum plecau, normal, casa rămânea în așa, mini-dezordine. Dar imediat și Livia și Nelu o aranjau, spălau rufele, spălau vasele, spălau cratițele, aranjau toate șervețelele și într-o oră toată casa era iarăși perfect. O necurăție? Dar ai rezolvat-o imediat. Ai rezolvat-o. La mine în cameră. Necurăție constantă. Constant. Un mod de a fi. Iată ce spune Ioan. Ca și creștin. Ca și creștin nu poți trăi perfect. Hai să nu ne mai înșelăm. Hai să nu ne mai mințim unii pe alții. Hai să nu vă mai credeți mai bun decât sunteți. Veți aluneca, punct. Vă scriu ca să știți ce să faceți. Când aluneci, accidental, ocazional, să fie de scurtă durată. Du-te și mărturisește-ți păcatul. Fă ce Livia și Nelu Carțiș făceau după ce plecau musafirii. Curățau repede totul. Să aducă iarăși casa la ordinea ei. Nu ești perfect că încă nu l-ai văzut, spune Ioan. Vei ajunge la acea perfecțiune când îl vei vedea, dar acum încă, întrucât nu-l vezi, se va mai întâmpla să aluneci. Se va mai întâmpla casa să-ți fie în dezordine. Rezolvă, mărturisește. Spune-i lui Dumnezeu păcatul acela și eu, Ioan, prietenul cel mai bun al lui Iisus, îți garantez că vei primi iertare. Nu contează ce păcat faci. Când Duhul lui Dumnezeu îți spune că este păcat, mărturisește-l pe moment. Nu aștepta o zi, o săptămână, o lună, un an, nu, acolo pe moment. Și El este credincios și drept să te ierte. Asta e promisiunea Lui. Asta este Ioan în capitolul 1. În capitolul 3 însă se adresează cu cei care își iau libertăți mai mari. Și de fapt, dacă ar fi să surprindem acest aspect al textului grecesc, dați-mi voie să recitesc din nou capitolul 3. Oricine rămâne în Iisus nu trăiește în păcat. Oricine trăiește în păcat nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Versetul 7. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește în neprihănire este neprihănit. Versetul 8. Cine păcătuiește, spune fratele Cornilescu, eu adaug acel cuvânt. Cine trăiește constant în păcat. Acela este de la diavolul. Versetul 9. Oricine este născut din Dumnezeu, fratele Cornilescu spune, nu păcătuiește,
Eu vă spun, oricine este născut din Dumnezeu nu poate trăi minut de minut, clipă de clipă, zi de zi în păcat. Nu poate trăi în păcat, pentru că sămânța lui Dumnezeu rămâne și nu poate să continue să trăiască în păcat, pentru că este născut din Dumnezeu. Iată rezolvarea. Da, vom mai aluneca. Da, însă Dumnezeu are o soluție pentru asta. De aceea ne și scrie Ioan. Să ne aduc aminte că jertfa Fiului Său are putere să acopere, să ierte, să curățească. Dacă însă relația ta cu păcatul nu este una de păcătuire accidentală, de păcătuire care e rezolvată pe moment, ci este una de continuă complacere în păcat, tu nu numai minți din când în când și îți ceri iertare, tu trăiești în minciună, ți-ți place minciuna, asta este o parte a vieții tale. Tu nu numai se întâmplă să mai iei ceva ce nu-i al tău. Asta pentru tine este un mod de a trăi. Furi pentru că nu poți să nu furi. Nu poți. Tu nu doar ai gânduri rele față de fratele sau de sora ta și îți ceri iertare pentru ele. Tu te complaci în gândurile alea. Vrei să-ți arăți cât de antipatic îți este. Vrei să-l distrugi. Știi cum să o faci. Ei, când păcatul este un mod de a fi, când păcatul este un mod de a trăi, Ioan spune, nu ești născut din Dumnezeu. Cine este născut din Dumnezeu? Da, mai alunecă, dar nu se complace într-o viață constantă, continuă de păcat. Deci așa rezolvăm pe Ioan. Dilema lui, dilema noastră, paradoxul lui. Dumnezeu este lumina, asta înseamnă că atunci când Ioan ne oferă o mână întinsă, veniți la părtășie cu Tatăl. Veniți la părtășie cu, veniți să aveți exact aceeași experiență pe care am avut-o noi. În calea voastră stă păcatul. Vă dau o soluție ca să săriți peste. Mărturisiți-vă păcatele. Spuneți lui Dumnezeu că vă dați seama că păcatul acela a condus către jertfa de ispășire a Fiului Său. Adică păcatul nu este o joacă pentru Dumnezeu, nici chiar Dumnezeu nu poate să rezolve păcatul așa, pognind din degete. Nu, l-a putut rezolva pentru că Fiul Său a stat pe lemnul crucii ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre, nu pentru ale Lui. Dacă vrei experiența lui Ioan, dacă vrei să vezi ce înseamnă să ai comuniune cu Tatăl și cu Fiul, rezolvă problema păcatului din viața ta. Da, perfect nu ești, da, perfect nu sunt, dar nu care cumva, spune Ioan, să vă complaceți într-o viață de păcat constantă. Iată ce înseamnă Dumnezeu e lumină. În această lumină să trăim și săptămâna care ne stă înainte. Amin.